Zi plină a fost și pentru salvamontiști, nu doar pentru salvamarii de pe litoral. Zeci de turiști au fost salvați după ce au rămas blocați pe versanți. Cele mai multe intervenții au avut loc la Zărnești, Predal, Prahova și Bușteni. Azi turiști au apelat la salvamontiști pentru a primi informații sau sfaturi despre diverse trasee turistice montane. Mai multe detalii despre intervențiile salvamontiștilor aflăm de la șeful salvamont Sabin Cornoiu. Vă mulțumesc, bună ziua, domnule Cornoiu! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Cum sunt pentru dumneavoastră zilele acestea de mini-vacanță? Deci în primele 3 zile au fost 85 de cazuri la nivel național, în care am salvat peste 100 de persoane. Ne așteptam să avem un aflux foarte mare de turiști pe munte. Se confirmă că turiștii vin în luna august într-un număr foarte, foarte mare pe munte. De asta am și declarat luna august luna responsabilității pe munte, în dorința de a atrage atenția celor care vin în zona montană, că este luna cu cele mai multe accidente și cele mai grave. În fiecare zi am lucrat cu efective maxime, am încercat să asigurăm cât mai mulți salvamontiști pe munte, am avut alături de noi și elicopterele Smurdigav pentru a le preda și transporta cât mai repede accidentații la spital, pentru că într-adevăr au fost câteva situații în care gravitatea afecțiunilor impunea transportul de urgență la spital al celor care au avut probleme pe munte. Ce sfaturi aveți pentru cei care își vor continua vacanța pe crestele montane? În primul rând să fii atenți la starea vremii, pentru că după aceste zile foarte frumoase, iată că vremea la munte se schimbă, o să înceapă să plouă, vor fi reprize scurte de ploaie, dar probabil vor fi și violente, însoțite de descărcări electrice, de grindină, și atunci turiștii trebuie să fie atenți să nu fie surprinși la altitudine de astfel de momente, să aibă un echipament corespunzător. Trebuie să înțeleagă că chiar dacă ziua este foarte cald, imediat după asfințit, temperaturile scad foarte mult și atunci trebuie să aibă o îmbrăcăminte cât mai bună, să le asigură o protecție termică cât mai bună. În timpul zilei să înțeleagă că alimentele pe care le au la ei pot fi perisabile datorită temperaturilor ridicate, să aibă medicația necesară, să aibă un susținător de efort și să aibă întotdeauna baterie suficientă în telefon, astfel încât să poată să anunțe atunci când au probleme, să primească informații și sfaturi și să anunțe dacă este cazul de o intervenție a salvatorilor montani. Vă mulțumesc foarte mult!